peste 20 de ani de experiență, am crescut la nivel național și internațional alături de clienții și colaboratorii noștri. La MaviProd beneficiez de soluții complete pentru industria forestieră, agricolă, construcții și servicii energetice. Servici cu acoperire națională, piese originale cu livrare rapidă, suport tehnic și consultanță, siguranța unei colaborări eficiente. MaviProd, un partener de încredere. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Locuința este spațiul nostru de siguranță și totuși deseori o neglijăm, fapt demonstrat de numărul mare de furturi ce au avut ca factor favorizant neatenția proprietarilor. Informează-te! Siguranța locuinței depinde și de tine. Află cum acționează infractorii și mai ales cum să îți protejezi casa. Accesează site-ul www.siguranțalocuințeimureș.ro, campanie derulată de Poliția Mureșeană. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.dareghiltv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Artis. Titlul piesei, un fragment din Slugă la doi stăpâni. Slugă la doi stăpâni este povestea de iubire a celor doi tineri, Beatrice și Florindo, desfărată cu intrigi și socoteli, situații neprevăzute. Construcția piesei, firul narrativ, schimburile de plan și decupajele sunt făcute în funcție de personajele Florindo și Beatrice, în timp ce intrigile sunt puse pe seama lui Trufaldino, sluga. Distribuția. Trufaldino, Alexandra Alb, Beatrice, Anet Marca, Florindo, Vlad Gabriș, Pantalone, Ștefan Bodea, Brighella, Constantin Oros, regia Radu George Horodan, scenografia Andrei Stan, coreografia Andrei Stan, muzica Corina Catereciuc, trupa Artis Satu Mare. Și mai am de făcut.
să fie mai ieșit. Al doilea doamne. Da, e timpul cel mai potrivit să descot hainele, să văd dacă nu cumva le lipsește ceva. Uite și chei. Sunt atâția care caută un stăpân. Eu i-am găsit doar. Vorba e ce dracu fac acum cu ei. Te-am îndoinit, pot să fiu, nu? Adică, de ce nu? Ce? Să mă două lecuri. Dacă nu se bage de seamă, să știți că m-am prăpăcit. Iar dacă vor să bage, ce? Dacă nu mă dă acolo, rămân cu celălalt. O să încerc. Pe ce se vrea că să încerc? Că iar de pica povestea asta să nu țină decât o zi, tot o să încerc. Rupandino! Rupandino! Vrei să vin cu mine la Torino? Deci zi! Chiar acum, mai decât! Fără să fii mâncat? Nu, înainte mâncăm și pe urmă plecăm, dar înainte de toate! Ai fost la poștă? Am fost, domnule. Și ai găsit ceva scrisor pentru mine? Am găsit, domnule. Dă-mi-le. Da, domnule. Hai odată, grăbește-te. Îndată! Pe toți dragi am obligat scrisorile și acum nu mai știu care sunt ale unii și care sunt ale celuilalte. Cum o să mă descurc? Nu știu ce citesc. Ipaldino, dă-mi-le odată. Cumpul meu, stăpân. Scrisorile astea nu sunt toate pentru domnia voastră. Am fost mai atineam la poștă și m-am întâlnit cu un prieten care e tot slujitor, căci am slujit împreună la Bergamo și m-a rugat să văd dacă nu cumva sunt ceva scrisori și pentru domnia voastră. Și pentru stăpânul lui, da. Una din ele e a lui, dar nu mă întrebați care... Dă-mi-l odată! O să-l iau pe ale mele, iar pe celelalte ține înapoi. Da, da. Luați-le, vreau neapărat să-mi servesc prietenul. Ce văd? O scrisoare adresată Beatrice Rasponi. Beatrice Rasponi în Veneția? Cine e prietenul tău? E tot slujitor. Slujitor? Și pe cine servește acest servitor? Zău, că nu știu, domnule. Dar atunci cum ai de gând să... Cum ai scos scrisoarea de la poștă? Mi-a scris numele stăpânului să o pe un petit de hârtie. Petit de hârtie? Și unde ai să duci scrisoarele, a? Mi-a spus că să le trăim în viață. Nu mai știu ce să cred. Beatrice, la Veneția. Trebuie să citesc scrisoarea asta. Băi, mine să nu faceți mă ca asta. Știți doar că cine deschide scrisoarele e pedepsit. Lasă-mă! Știu, dar scrisoarea asta e adresată unei persoane care într-un anumit fel nu-mi aparține. Așa că pot să o citesc. Ce scrisoare? Vreau un și pe nicio. Ce? Ce mi-a fost dat să aflu? Beatrice Rasponi, îmbrăcată bărbătește, a fugit de acasă? Ca să mă caute pe mine, înseamnă că mă iubește cu adevărat. O,
de m-ar ajuta cerul să o găsesc aici, la Veneția. Rufatino! Aleargă și fă tot ce poți ca să dai de urmă lui Pascoale. După veniți amândoi la mine. Află dacă stăpânul lui e bărbat sau femeie. Și după veniți la mine și să vă dau un bacșiș gras. Dați-mi scrisoarea și să-l caut să-l găsesc. Am încredere în tine. Am făcut-o numai ca să scap de
înduierile loviturilor de baston și ca să ies în fața curată din problema în care m-a băgat lăzile. Să duc iute cu curul de aici, să nu mai pățești nici ce. Lupadino! Lupadino! Credeți-mă, domnule Pantalone, ultima partidă de oglind și ceară roșie a fost pusă de două ori, să cotează. Se prea poate, Catilie, să fi greșit. O să-i spun copiii strict să verifice cu toată socoterile. Și eu, înregistrarea socoterilor din registrele noastre. Să le mai calculăm o dată. S-ar putea ca ori noi, ori domnia voastră, să fi greșit. Trupalino, ca asta te la tine sunt cheile de la cuvărul meu. Tata, iată-te. De ce mi-ai adus cuvărul aici? Ca să-i visez hainele. Și le-ai aerisit. Da, le-am aerisit. Deschide-l. Mai repede, Padino. Dă-mi tata sticul acela care se află la fund. Tata sticul care se află la fund. Da. Nu. Nu e asta. Adu-i tata sticul ăsta. Astea scrisorile pe care le-am primit lui Florindo. Memoriile astea, socoterile, sunt ale lungi. Mi-a cu călburi tremur, nu mai știu pe ce lume m-am. De unde ai fost acesta cu l-am moștenit. De la cine? De la o stăpân care m-a posat și care mi-a lăsat pe de prede mărunțișul. Nu mai chema pe stăpânul tău. Nu știu. Haide, nu te zăpăci! Pune-mi adevărul! Cum îl chema pe stăpânul tău? Zău că nu știu, doamne! Ești sigur că nu știi? Da! Pe stăpânul tău îl chema cumva Florindo? Da! Florindo! Din familia Retusi? Când tocmai are Retusi! Și ești sigur că a murit? Cât se poate de sigur. Din ce cauza muriciunei în topar? A căzut într-un canal și de atunci nu l-a mai văzut. Florindo, dragostea mea, sigura mea nădejde. Plec din orașul meu. Mă îmbrac în aine bărbătești, chiar și casa. Florindo. Nu era de ajuns că mi-am pierdut fratele. Acum îmi pierd și logonul. Cerul a vrut ca după Federico să moară și Florindo. Dar dacă eu sunt cauza morților, dacă nu sunt păcătoasă, ce oare cerul nu-și trimite răzbunarea împotriva mea? Însă da, plâng și supăr. Florindo, omul știu. Scumpul meu logonic. Te voi urma. Faldin! Stăpânul tău e femeie. Femeie? Vai, ce întâmplare! Ce minune! Nu pot să cred! Eu sunt fericit. Mă duc să-i spun fiicei mele! Acum nu mai sunt o strugă la doi stăpâni, ci la un stăpân și la o stăpână. Pentru cei dragi, vrei să te simți specială de sărbători? În incinta magazinului Maxi Sport din cartierul Libertății Bloc 2, găsești o gamă variată de bijuterii din aur și argint. Vino la noi, în cartierul Libertății Bloc 2!
Niagara, universul curățeniei tale. Singura spălătorie și uscătorie profesională de covoare cu servicii complete la cele mai mici prețuri. Spălare covoare cu perie monocilindrică, clătire și centrifugare, uscare în 8 ore în uscătorie profesională la doar 5 lei metru pătrat. Livrare în 24 de ore, indiferent de starea vremii. Transportul este gratuit de la și la domiciliu. Comenzi la telefon 0745 377 779. Spălătoria Niagara, Reghi, strada Izvorului, numărul 11. Salut, sunt Florin Vos și te invit să petrecem împreună noaptea dintre ani în stil country western la Hotel Marion Pădurea Rotundă. Vino să savurăm împreună momente de neuitat într-o atmosferă de clasă, iar dacă vei avea cea mai originală costumație country, vei putea câștiga o cină romantică pentru două persoane. Sună acum la 0722 512775 sau accesează pagina de Facebook Hotel Marion Pădurea Rotundă și află care sunt și celelalte oferte speciale. Mireasma pâinii calde, gustul inconfundabil și calitatea grâului folosit sunt elementele ce aduc valoare produselor Eldi, pentru că păstrăm tradiția, modelăm pâinea numai cu mâna. Cele mai gustoase, naturale și de calitate produse de panificație le regăsiți la brutăria Eldi. Așa este pâinea cu fulgi de cartofi realizată de maestrul brutar Tökes Tibor. Brutăria Eldi, experiență și calitate din 1996. Din 2009 suntem lângă tine. Am urmărit împreună cum s-a dezvoltat orașul. L-am privit împreună cum a trecut prin bune și rele. Ne-am implicat împreună cu tine și am crezut în viitorul Reghinului. Urmărește Panoramic, o emisiune dedicată evenimentelor ce schimbă orașul nostru. Tu, ai curaj să trăiești precum o fac ei? Să spui lucrurile pe care le spun ei? Să crezi în idolii în care cred ei? Să decizi la fel cum o fac ei? Crezi că poți fi ca ei? Scult TV, singura emisiune realizată integral de liceenii reghineni în fiecare vineri seara la Dare din TV. L-a pus în haina mea.
Să știi că toate curgăturile astea le-au făcut servitorii noștri. Și acum unde sunt? Ei au fost cauza durerii și disperării noastre. Unde sunt acum, mă? Nu se văd încă ieri. Și mai trează anul ăsta? Da. Am sosit de azi dimineață. Și cum se face că nu ne-a văzut? Soarta a vrut să ne chinuiască puțin. Dar spune, fratele tău, Federico, a murit? Te mai îndoiești? Chiar după prima lovitură. Și totuși mie mi s-a spus că e la Veneția și că trăiești. M-am folosit de înșelătoria asta ca să pot fi luat drept, Federico. Am plecat în orașul meu sub acest nume și vreodat acasă, cred că să caut. Știu, scumpa mea, ca să mă cauți pe mine. Am aflat asta dintr-o scrisoare care ți era adresată ție și am deschis-o. Curiozitate, cât se poate de firească pe mine? Dar cum de ajuns în mâinile tale? Un servitor care presupun că e al tău l-a rugat pe al meu să ridice scrisoarea de la poștă. Și văzând că ți este adresată ție, am deschis-o. Dar spune-mi, la Torino, ce se va spune despre plecarea ta? Păi, dacă mă vei întoarce ca soția ta, nimeni n-o să mai spună nimic. Cum să mă reîntorc în orașul ăla, când toată lumea mă acuză de moartea fratelui tău? Banii pe care o ți-a dus iubire, te-au să te scape de orice condamnare. Dar văd că servitorii noștri nu se grăbesc deloc. Cine e o fiind de n-a să ne pricinuiască atâta durere? Trebuie să-i tratăm... cu binișorul, da, voi căutați să-mi să fie. Și eu. Pare să fie cel mai bun zic. Să-o cașa. Are, nu vreau să facem nici bun de rău. Ia povestește-ne și nouă de ce v-ați hotărât tu și celălalt tâlhar să ne aduceți în pragul disperării. Stai, spune! Zi! Ușor. Îngăduiți-mă cu cuvântul de fac ochi. O să-mi spun tot la ușica. Aflați domnule că toamna aceea de acolo are un servitor pe care îl cheamă Pascoale și cel mai mare tot stârnac. El a făcut toamna lucrurile astea cu catastrofe. Un stăpân lângă care am murit, fără că eu să-mi dau seama, pentru că zic mea săracul să nu ne apară. Iar eu, care sunt un prieten atât de bun, și care mi-aș da viața și pentru prieteni, l-am ajutat. Deci ceea ce vrei tu să-mi spui este că Pascoale e servitorul domnișoare Beatrice? Da. Și de ce nu mi-ai spus? Că știi că arde nerăbdare să dau de urma lui, a? De dragul lui Pascoale. Tu și Pascoale l-a ajunit-o cu părtare zdravă. Nu s-ai provit încă această nesfârșită cercetare? Îmi spunea tocmai așa. Nu pomeniți nimic de Pascoale. Stăpâna, sunt a domnului voastre. Ce-ai avut așa de vorbit cu domnul Florindo? Aflați, doamnă, că domnul celea de acolo are un servitor pe care îl cheamă Pascoale și e cel mai mare prostănac. El a făcut toate de când putea să-i avocat astricul și cu stăpânul care a făcut toate de când să-mi dau seama fiindcă se temea că la cuțătură nu de apară. Dar eu, care sunt un prieten bun și care m-aș lăsa și omorât pentru cliente, m-aș spune. Iar acum i-a spus domnului Florindo că eu pot toată bine. De ce e asupra ta o vină pe care nu o am? De dragul lui Pascoale. De dragul. Păi, Pascoale! Tu și cu Pascoale sunteți doi tâlhari. Să vă iau. Florindo, eu am venit să plec la domnul Pascoale. Aș veni cu plăcere, doar că nu știu unde locuiește și trebuie să aștept pe cineva să-mi dea niște bani. Eu vreau să plec numai decât. Du-te și... Nu plec de acolo până aici. Dar nu știu unde locuiește. Știu eu și am să vă însoțesc. Știu unde locuiește, da? Da. Bine.
aștept puțin și pe urmă plec. Dacă nu vine, o să vin în altă dată. Da. Valdino. Da. Dă-mi mai. Frumos. Am pus în gata. Când ai să te schimbi o dată de hainele astea bărbătești? Nu stă bine îmbrăcată bărbătești. E păcat să te ascunzi cum poți să te bărbătești. Vrei să vii cu mine la domnul pantalon? Mai aștept un pic. Poate o să vină. Te aștept toată. Bine. Frumos, am ce zice. Tot pânărești se îmbracă, pleacă. Iar el nici nu are de gând să vină. Despre ce vorbești? Despre Pascuale. Bine, prieten, țin mult la el, dar e un mare șmecher. Eu sunt un servitor, domnule, care face cât doi. După Adino, nu mai găsiți bastonul. Cum să vedea domnul pantalonului fără bastonul meu? Da. Trufaldino? Da. Trufaldino e servitorul meu. Servitorul domnului Pascuale. Pascuale? Știam că e al tău. Chi ai explicăria cu mașină? Dungasule! Sălarule! E roșinatule! Magazin Hermes. Electronice și electrocasnice. Rate plătite direct în magazin. Se garantează returnarea banilor sau înlocuirea produselor în 30 de zile de la data cumpărării dacă acestea nu se ridică la nivelul așteptărilor dumneavoastră. Nou. 3 rate fără dobândă. Strada Pandurilor, numărul 2, vis-a-vis de administrația financiară. Informații la telefon 0265 525 508 sau 0744 589 503. Magazin Hermes. Universul electrocasnice. Com-
Complexul turistic AIMA vă oferă servicii de cea mai bună calitate. Poligon de tir, hotel 3 stele, 26 de camere cu 1, 2 sau 3 locuri, plus apartament matrimonial. Restaurant cu 250 de locuri pentru evenimentele speciale din viața ta și sală de conferințe cu capacitate de până la 100 de locuri. Complex turistic AIMA, Reghin Bistrița, kilometrul 5, strada Dealul Brezii, numărul 45. Noul restaurant Monte Carlo. Locul ideal pentru cele mai importante evenimente. Locația de vis, anunții tale. Ambianță intimă, un adevărat deliciu culinar, servire la cele mai înalte standarde. Sală de conferințe, simpozioane, manifestări culturale. Terasă și parcare monitorizată. 12 lei meniul zilei, iar pentru pensionar doar 7 lei. Situat la intrarea în Reghin, strada Iernuțeni, numărul 162. Restaurant Monte Carlo. Rafinament și eleganță la super lapid. Aparține Direcției de Cultură și Turism, Raionul Hâncești, Republica Moldova. Piesa Soacra cu trei murori, adaptare scenică după Ion Creangă. Distribuția Soacra, Cristina Baboi. Feciorul cel mare, Victor Cotovan. Feciorul mișlociu, Petre Iaconi. Mezinul, Vladislav Robo. Nurorile, Ana Bumbu, Ana Cioina, Maria Chistol, Moș Scridon, Marin Lupanciuc. Regia, scenografia, coreografia este asigurată de Mihail Sârbu. În aplauzele dumneavoastră, trupa de teatru Ghiocei. Ooh.
așa, la 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 la. Când eram la mama fată, mâncam pâinii din secară, mâncam pâinii din secară, eram grasă ca o floare. Și la 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 la. Dar de când m-am uitat, cu pâinii din grâu curat, cu pâinii din grâu curat, și amare l-am mâncat. Și la 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 la. Dacă mâta nu-i acasă, joacă șoare și pe masă! Păi, mamă, e tot a noastră! Dar lasă-l, mamă! Dar spata mamă o iei numai cu rău! Păi, și mamă, cât dragă, că avem vreme să ne găsim sorții! Mamă, mă duce că mă dam, ești mai bucă! Ionel, îmi e bărbat! Înțeles eu! Haide, hai, presă-ne, dragă, tot ai să-l găsești pe drag! Și mă-i spărie, tămarnic! Vidma, vedetea și mâine lată, neam de hoachină bătrână, decât cu așa o soacră, m-aș asfărli într-o fântână. Dar las, las, cât baba doarme, ca o strigoică, să gustăm, Maria dragă, vezi la mine, acum. M-a trimis mama la vie, acum mă rupus la vie. Roza cheie n-am găsit, cu vada m-am întâlnit. Şai lai 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 lai. Și miroase bine a fum și usturoi. Dar-i gustoasă! Chiar mi-am amintit de casă. Tare bine mai eram la mama fată. Era mândră și voioasă, slobodă, ca pasărea. Și faci fa. Nimic, mamucă. E ca eu mănânc. Nimic, mamucă. E ca eu lucrez, mamă. Eu uite, că băuga o crezut că eu îmi văd și vrea suflet să mă schiască. Da, plânge-n asta cui? Cine-o pus aici, măi, fată? Nu știu, mamă, să nu eu. Cine, dară? Nicuratu? Îi crezut că eu dorm și ce-ai gândit? Ia să mănânc eu de tot ce am în mucă, că amu-i-amu! Îți spun eu, mamă, cum a fost. Am luat o bucățică. Că doar nu suntem în post, mamă. Încă te, nesătulă, ai luat un bucătoi. Păi, mamă, e tot a noastră. Asta a voastră? Usturoi, mămăligă, șapă. Soare, patru feluri de mâncare. Ia că asta pentru voi. E flânele să nu pui mâna, că de plic. Așa să știi. Am să bocăne cu tine până de văd pe Nătălin. Ce-ai crezut? Presuna doarme. Apoi eu, Mării dragă, i-am ca și tu-i povesti. Că dacă presuna doarme, apoi doarme iepurește. Are ori și de la ceapă. Ia treia, te pândește! Stai groșă! Știu că nu ești necuratul, mamă! Iar așa să știi că-i frază! De ea nu scap cu nimic! Și acum, dacă o știi pe asta, încă una ce ne-ai spune! Îți legată și cu dracu! El e ca un frate bun! Dacă cineva nu-mi place, nu mai zic ce dracu! Suntem plâne închiduță. Tu! Lasă crucea și ascultă! Despre toate ce ai aflat, să ne limba suplăcată și nărabu cu ea. Să nu cer să pun pe tico, să mă înșel,
Să trândărești! Că apoi zăclua chiar dracu' și te oprim nichiduță! Nu, nu, fac tot cum spui, fac tot cum zici! Ai, nu sta ca o nălucă, chiar ascultă ce zici! Nu, nu, fac tot cum zici, mamă, cum... Asta-i proastă ca și boda! Vrea să creadă, lasă creadă pe prăsâna neam de drag. Măi, la tare greu mai vin! Bătrâneță, haine grele, ce și te-a chemat, tu știi? Apoi, dacă nimeni spune... Am mâși și doane acolo, hambară, oaie, nici nu pie, nici nu mănâncă, păi te dai tu niște bruie și găsești leacul. Apoi, uite eu ce-i face. Auză-te-am eu, frăsână, doar dă, întreb statul să zvonește, alergând cu limba scoasă. Cum că tu, frăsână, dragă, iar ți-ai ales nereață. Ei, și-a aflat. Păi, Elisabeta ne-a zis. Am ales în alte toate, că ăla nu-i mireasă, nu. Ei, dar oare tu nu știi, presâne, că băietul tău se iubește cu Ileana în Pricote? O, care ține și pe ciorța mii cu Sfânta? Și apoi te mai duce și pe la frate! Și acum și din asta, tot Ileana i-am ales. Parcă tu alegi nenii, tu alegi un ori, drăstirea lor! Cum să cheam așa să șerie? Ah, presâne! Și scritoane! Tot ai să-l găsești pe drag. Și-o mai sperie de amarnă. Tot cu gândul la veri, tot cu gândul la mășuie și pământ. Cât gostă, gostă te-ai luat cu Ștefan. L-ai dus iute-n pământ. Eu cred dacă mă luam cu tine, tot așa avea să șie. Bata, băști, m-a avut domnul bază și ne-o dat apă să fie. Domnul-i domn, dar averea foarte fierb. Între tine și între Ștefan. N-am avut mult de ales. Păi da, el era bogat, știu, mă, drug. Și pământ, și boi, și vași. Da, și era să aleagă frățenica între voi doi. Mă, și ea, și piștetul, e că așa l-a fost bărbat. Dar tu, cum ai fost și astăzi, tot plământ și discălțat. Da, dar toate! Să lasă toate! Toate artistioane tine, astăzi că mulțumim. Că iubirea! Asta-i treacă, dar averea rămâne. Măi, eu fi mie, pără suflet! Dar tu, cu ce ești plânsă, copilă? Mă, cumva iartă bătut? Cine? Mama! Doamne Sfinte, niciodată! Ia uitați-vă la dânsă. Ce-ți-o fată ca o floare? O, făcut de trânsă, mă! Băi, și-ar să tapă, și-ar să rămâi cu unii! Unde-i toți, numai două și jale. Una plânge aici pe prispă, altul cu cești acolo în vie. Doamne, ajută, măi, Marie! Dar ce te-ai întors cu frate? Am venit să văd ce-i cu mioară. S-a dus moștri doar să vadă. Băi, da, da, unii moștri doar. Nu, habar! Tu cum n-ai nu mai plângi. Ca și mai munca, e ca focul. Când se aprinde, când se stânge. Apoi da, să mă vezi pe mine, să-mi spui cum să trăiesc. S-a sfârșit cu veselia, de acum mă tot bucesc. Nu m-am interesit, nu se Doamne, ești tot de treabă. Ești tot de treabă, preionic. Ești tot de treabă. Doamne, ești tot de treabă. Dă-l-o, ordină, prăsână. Păi, Ioane, ce-i moștidor? Păi, dar tu știi ce-i faci. Ce-i faci și moștidor? Dă-l-o, ori. Pe sară, când va amurci bine și prăsâna va dormi, tu tragi foc în deal la băieți și sfătuiți la voi, frații. Toate va dormi la mine. Iar te va întreba. Mai mult, aha. Spune că toate ți-a dat la oaste. La câte nie? Și spune că odăzi a spus. Mă gine mormântul de câtașă cărunie. Te bine. Da, băi, mă gine mormântul de câtașă cărunie. Păi, poate să amunie prăsâna. Ai zis, băi, și nu-mi tăce. Toate până un apă, un boșteu ca mea să stăie. Hai, tu, pleacă, nu mai fac.
Păi tu încă mai ești aici? De prijepe, frăzâna, ce treabă am pus la cale, rău și amar ar fi că-i doare zău, că-i știi cu capul rupt. După câte ține-o minte, Măriucă, când vine mirea să sa, tare-ți mai plăceau un cântec. Măi, ciobenii de la oi, să știi că e slot de treaba, de nu-ți mai place. Frăzâna. Doamne, gură, moaște, doamne, și nu cumva să mai spui vreo cuvânt de mamuca. Proști, tu ești așa, de când o știu, parcă-i tot s-o pus în ghișoare, că numai așa era cam greu. Uite, Măriucă, poți să spui că și pus e gata. Hai, dă-l încoace. Moște, doamne, nu vezi cât mai ia de dos? Măriucă, uite, cât ai umple pusul, hai mai bine și-o încânta. Cânticul la dors, nu încurcă, îți mai unge sufletul. Ei, ce zici, Marie? Cântăm? Mușcă, doamne, eu știu! Măriucă! Fie, cum zici, fata! Alte vorbe! Ce, Marie? Doamne zeu, că nu înțeleg, ce isprava au pus la
Păi, Ioane, ce ne facem? Eu păcăne morteam. Zici și una, pașa alta. Păi, s-a întâmplat ceva la mijloc. Dar eu ce fac? Dar tu, băi, Toderică, bate capul fără. Lasă, bre, Toderică, nu mă trebuie la parchești un ghibe de... Băi, Lisandre, chiamă pași Maria. Mă duc. Maria! 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 Ce mă fac eu, frățoare, că nu vreau să mă însur? Lasă, bre, frățoare, faci și noi ceva. Când ne-a gândit și mie în rând să mă însor. Interesant. Ei? Nu avea grijă, frățoare, că ți-a găsit și ție, mama mea. Fraților, fraților. A lăsat cuvânt, moșneagul, sunt... Ascunde-mă, camba! Dar eu mă tine! Cum, bă, frate, toată, ești bărbat sau... Bărbat, pe cam stier! Apo, lasă, ascultă! Mă, cum vine mămuca, măi, îți deschide mușa și-o iei la... sănătoasă! Moșneagul te așteaptă lângă scârta și-i paie, bre! Apo, mama, mama, tot pe noi fiți ușa asta! Dar ce vei tu, aule? Apo, dacă tu scăi, v-ați mă curat, dar noi buza în flacă! Ei, fraților! Lăsa-mă de unii, Maria! Maria, te nești-o că e... Pentru noi? Ba, pentru mama! Cum ne se duce la smotrină? Te duce la cuzurie, dar ai te marfa, ca și la noi la Moldovie! Noi nu mă duc! Nu vrei să te duci cu mama? Atunci, tu te cambar, te va bucura și oaia! Oase, o masă, o să iasă bună treabă! Măcar nu mai faci cap! Hai mai bine și o mânca! Cu mămăliga, gata. Mămăliga cu găină? Băi, domnule, băi, n-ai pentru mama. Dar noi ce mâncăm? Chestia! Băi, ce asta-i mâncare? Ia ca și mâncare. Hai, să-l dau. Să-l dau. Sabisor, firma autorizată ISCIR, instalații, încălziri centrale, proiectare și execuție, instalații de gaz. Verificări tehnice periodice la centrale termice, autogeizere, convectoare, instalații de gaz. Comercializează centrale Imergaz, garanție 5 ani. Informații la telefon 0745 897 062 sau 0747 143 971. Sabisor, Reghin, strada Apelor, numărul 4. Viață planurilor tale. Pentru griji și nevoi, vino la noi. Sece Ramina, distribuitor Tărâțe Șrot și Floarea Soarelui. Mălai Furajer, furaje pentru pui, concentrate pentru porci, viței, pui. Materiale de construcție, ciment, var, lavabile, rigips, plase sudate, mărfuri industriale, pilote, lejerii de pat, articole de bucătărie și cadouri. Toate la cele mai mici prețuri. Reghin, strada Ierumțeni, numărul 124. Telefon 0746 108 567 sau 0265 512 649. Sece Ramin.